Să ne imaginăm că ar putea fi posibil să micșorăm soarele până la mărimea unei mingi de basket. În acest scenariu, Pământul va fi redus până la dimensiunea unei semințe de susan. Atât de masivă este steaua noastră. Dar cum ar fi dacă această bilă arzătoare de gaz și plasmă nu ar fi cea mai mare chestie din sistemul nostru solar? Planeta noastră încă l-ar orbita sau soarele se va învârti în jurul masivului Pământ? Ce se va întâmpla cu celelalte planete? Hai să aflăm! În acest episod vom discuta ce s-ar întâmpla dacă Soarele ar fi mai mic decât Pământul. Soarele este atât de mare încât ar fi nevoie de 1,3 milioane de pământuri pentru a-i egala volumul. Este atât de mare încât reprezintă 99% din masa întregului sistem solar. Chiar dacă ție ți se pare mic, este pentru că se află la 150 de milioane de kilometri distanță. Dacă, ipotetic, Soarele ar fi mai mic decât Pământul, planeta noastră va deveni nelocuibilă, iar Soarele, ei bine, această stea masivă nu va mai fi o stea. În univers, mărimea contează, distanța de asemenea. S-a întâmplat ca Pământul să fie suficient de aproape încât să nu înghețe precum Marte și suficient de departe încât să nu fie ars precum Venus. Suntem norocoși că ne aflăm în zona habitabilă a Soarelui. Asta înseamnă că dimensiunea planetei noastre, dimensiunea Soarelui și distanța dintre cele două corpuri cerești sunt factori principali ce au dus la evoluția vieții pe Pământ. Ce s-ar întâmpla dacă Soarele ar fi mai mic decât planeta noastră? Masa unei stele îi determină culoarea și temperatura. Stelele mai mari sunt mai fierbinți și mai albastre, în timp ce stelele mai mici sunt mai reci și mai roșii. Soarele este o stea albă, nu suficient de mare să fie considerată un supergigant și nu suficient de mică încât să fie considerată o stea pitică. Inițial ai putea crede că, dacă s-ar micșora, Soarele s-ar transforma într-o pitică roșie și va avea o zonă habitabilă mai mică, dar nu este cazul. Prin definiție, o stea, fie ea supergigantă sau pitică, este o stea doar dacă în nucleul acesteia există fuziune termonucleară. Cât de mică poate fi o stea? Ei bine, omenirea nu a măsurat atât de multe pitici roșii până acum, dar cea mai mică pe care am descoperit-o are o masă aproximativ egală cu 10 pământuri. Această masă este destul de aproape de dimensiunea teoretică necesară unei stele pentru a putea susține acea fuziune. Cu alte cuvinte, orice mai mic ca 10 pământuri nu va mai fi o stea, ci mai degrabă un deșeu stelar rece și întunecat. Dacă cumva Soarele s-ar micșora și ar deveni mai mic decât Pământul, această stea nu va mai avea suficientă masă pentru a crea fuziune și ar arde complet. Sistemul nostru și-ar pierde unica stea. Din moment ce Soarele este sursa gravitației care menține totul în orbită, toate planetele, inclusiv Pământul, ar pluti întâmplător prin spațiu până vor găsi o nouă stea. În caz că nu este evident, acest lucru nu ar fi prea bun pentru viața pe Pământ. Hai să ne imaginăm un scenariu diferit. Păstrând aceeași dimensiune a Soarelui, cum ar fi dacă Pământul ar fi mai mare decât el? Masa Pământului ar fi de cel puțin 333.000 de ori mai mare decât este acum. O planetă atât de mare ar genera suficientă căldură și presiune în nucleu pentru a deveni însăși o stea. Bineînțeles că nu ar mai exista viață pe această nouă stea fierbinte, dar ar fi totuși destul de interesant. Sistemul solar nu va mai avea doar unul, ci doi sori, devenind astfel un sistem solar binar, cu două stele orbitând una în jurul celeilalte, iar planetele orbitându-le pe amândouă. În oricare dintre scenarii, viața pe Pământ nu va mai avea nicio șansă de supraviețuire, dar viața poate evolua pe alte planete, poate chiar pe Lună, poate evolua pe orice ce se află în noua zonă habitabilă a sistemului solar. Aproximativ o treime din toate sistemele solare pe care le-am descoperit până acum sunt binare sau multiple. Cât de tare ar fi să locuiești pe o planetă cu doi sori pe cer, exact ca în Star Wars. Acesta a fost clipul meu, cum vi s-ar părea să locuiți pe o planetă cu doi sori. Vă mulțumesc mult pentru vizionare, nu uitați să vă abonați și să apăsați pe clopoțel. Vă las Instagramul meu în descriere, hai cu un follow acolo. O zi superbă vă doresc!